Bună dimineața, bună dimineața, oameni buni, și într-un sfârșit am primit și noi un patch după The International 3, cei drept doar pe test client deocamdată, nu știu când va veni și pe cel oficial, astăzi sau mâine. Cei drept, primul care l-am făcut astăzi am fost să verific main client și nu era, deci hai să ne uităm puțin pe update notes postate de Chris pe dev.dota2.com. Gameplay, o grămadă și niște chestii destul de interesante. Fix players current gold being networked to enemy players, deci goldul era rotat cumva inamicilor, goldul vostru. Era un bug destul de major, sincer nu l-am întâlnit. Fixed spirit breakers charge being target being networked to enemy players. Asta cred că atunci când făceai un target pe un enemy și alți inamici și alți colegi de-ai săi erau prin împrejur, dacă acel enemy murea, charge-ul se schimba pe alt inamic. Acum se va mai putea. Bun, picking up an armlet that is stable will only grant the buff if you own the armlet. Acum dacă veți găsi o armlet de pe jos pe undeva, nu veți primi buff-ul sau life degeneration, ceea ce mi se pare logic, pentru că nici dacă găseai heart sau știu și eu, nu dădeai, nu primeai life regeneration și plus viața. Auto-cast abilities check target type rules consistently. This should prevent clings, searing arrows or arrows hitting targets, hitting words, for example. Deci un target type priority. Acum, 4 eroi noi pentru Captain's Mode. Destul de interesant, și Troll, Warlord, Centaur, Abaddon, Elder Titan. Unii dintre, cel puțin Abaddon, Centaur și Troll, Warlord, de-abia aștept să văd cum își vor face apariția prin turnee. Probabil săptămâna viitoare vor fi buni și pentru acel lucru. Fix neutral Thunderhide not using slam when three enemies are nearby. Cred că ăsta este Thunderhide. Sau e centaur ăla mare. Fix neutral Thunderhide slam not slowing attack speed. Ancient Apparition Frostbite debuff will prevent health gain from leveling up, extra strength sau extra match HP. Deci nu veți primi extra strength sau health gain de la un level up atunci când aveți frostbite pe voi de la Ancient Apparition. Acum BKB-ul va da remove la Pounce's Leash de la Slark. Veți putea scăpa, știți chestia care vă ținea pe loc, acum veți putea scăpa de ea folosind BKB-ul. Trend Protector, înainte ultimata afecta curierii, acum nu vom putea face acest lucru. Troll World fix illusion benefiting from fervor, deci iluziile beneficiau de pasiva de la Troll World-ul, acum voi putea face acest lucru. Și în forma de range putea da buff Troll Warlord și iarăși nu va mai putea să facă acest lucru. Weaver Geminate ability no longer activates when attacking wards, asta înseamnă că al doilea sau atac din pasivă nu se va mai activa când va ataca wardurile. Și Weaver's Timelapse and Disruptor's Glimpse now can rewind things back to before Timelapse and Glimpse first killed. Deci dacă veți da un timelapse sau un glimpse destul de rapid după un level up, veți putea să întoarceți timp, să spunem așa, cu un level înainte. Interesant, dar nu știu de ce s-a făcut acest lucru. Mai degrabă să folosești pe inamici Disruptor's Glimpse, căci și timelapse nu prea văd beneficii de aici. Bun, we runes now draw in the minimap for spectators. Așa se va afișa, de exemplu. Mai avem increased penalty for not reading up for 45 seconds to from 45 seconds to 2 minutes. Deci acum, dacă nu veți da ready la un match, veți aștepta 2 minute, ceea ce mi se pare destul de ok, pentru că mulți dădeau la 9 din 10, hai să dau eu cancel. Ok, dacă îți trebuie ceva, dacă nu ai timp să joci, fără 2 minute, vei avea timp să duci la WC sau să bei cafea sau whatever. Spectator stats drop-down is unlocked while listening to broadcasters. Da, atunci când vă uitați în Dota TV, veți vedea sau ați văzut că nu puteați închide voi staturile sau nu vă puteți uita la alte stats decât la cele care la care se uitau casterii. Bun. Fix bug that rolling image panning to be enabled during drag select. Reduce CPU usage of drag select. Deci foloseam mai mult usage când foloseați drag select. Țineați click pe una și
Ok, ce mai pe aici? AOE Hover Indicator for Death Pulse, asta e de la pentru Necrolite. Economy. Added Valdi Courier, Ocula War, 3 Hoods și 40 in, Hero Item Sets to the Store. Deci hats, more hats. Și astea cam sunt toate ce au fost introduse sau ce vor fi introduse. Un nou set pentru Ogre Magi, un nou set pentru Slark, un nou set pentru Phantom Assassin. Ia uite ce armă oribilă. Wow! Setul ăsta pentru Akasha era destul de mișto, destul de vechi, nu știu de ce a fost, de ce nu a fost introdus mai de mult. Un nou set pentru Riki, un nou set, cred, pentru Templar Assassin. Chestia asta și... Okidoki, un nou set pentru Rubik, destul de shiri. Nou set pentru Spectre, asta este o armă sau e o mână? Un nou set pentru Drow, cred, da. Care și dress, are și o armă nouă. Părul arată ca cel de la Vanity Hair, parcă. Un nou set pentru Morph, ca și toate celelalte, destul de nașpa. Un nou set pentru Nyx, interesantă chestia asta, gemul, cum ar fi, înțelegeți? Trebuie să aveți gem contra Nyx. Ok. Un nou set pentru Pudge, pretty badass. Nu știu dacă asta e o mustață sau sunt niște colți. Un nou set pentru Bloodseeker. Arată destul de similar cu precedentul. Un nou set pentru Huskar, niște comori. The Fantasy Reward Crates pentru cei cu cei ce au compendium și au jucat, au făcut schimbări în acel timp, fantasy points, știți voi treaba. There are different levels, very high, high, medium și low. Eu cred că sunt pe undeva pe la medium sau high cu 600 de puncte sau nici nu mai știu exact câte am. Color varies on level. Ok, ăsta este ward-ul, cum se numea, că mi-și uitat. Ocula ward. Destul de mișto, cred. Chestia asta pe un piedestal. Este o armă pentru Riki, nu-mi dau seama exact. Valdi Courier, l-am văzut mai de mult în workshop. Niște chestii pentru Earthshaker. Mă mir că m-a băgat și totemul ăla, dacă ați văzut în workshop. Mai avem o chestie pentru Phantom Assassin, o armă pentru Sniper și 3 huduri. Ăsta era băgat mai de mult, nu era băgat mai de mult. Dacă vă uitați puțin pe warehouse, era aici. Ia să intrăm puțin. SVK Diamond. Ia uitați-l. Cam atât. Cam atât cu aceste update notes. Vă aștept și pe voi cu niște comentarii, păreri, opinii. Bine, mai erau câteva legate de audio și câteva fixuri pentru cei cu Mac Linux, însă câți dintre noi folosesc Mac Linux, rămâne să citiți dacă vă interesează și până data viitoare, peace!